Fermierii români cred că interzicerea folosirii neonicotinoidelor le va crea probleme organizatorice și financiare majore, dat fiind că substanțele amintite au cel mai bun raport preț-calitate. Ministerul Agriculturii a emis o serie de autorizații pentru a permite și anul acesta tratarea semințelor de porumb și floarea soarelui cu această substanță activă. Decizia a fost luată după consultări cu mai multe organizații de fermieri de la noi din țară. Asociațiile de profil spun că interdicția europeană îi va lăsa pe producătorii agricoli români în imposibilitatea de a se apăra împotriva dăunătorilor, care sunt de la zi la zi tot mai periculoși, iar pierderile înregistrate pot fi de 100%. Un inginer agronom ca mine, un om cu răspunderea pe care o am, nu poate să stea indiferent când o țară care cultivă peste aproape 4 milioane de hectare cu porumb, floarea soarelui și sfecla, să nu aibă un baraj de protecție împotriva unor dăunători cărora nu le-am găsit leac decât prin existența unor substanțe, în așa fel încât Tanimicus și Agriotis să nu ne dea imaginea zilei după o muncă făcută și dimineața să-și vezi cultura terminată. Și de aici dificultatea în decizie. Această decizie am luat-o și e corect. Am luat-o în folosul fermierilor și în sprijinul agriculturii europene. Și să mă explic de ce. Pentru că România este principala țară cultivatoare de porumb și de floarea soarelui. Și nu putea să rămână descoperită în condițiile în care are această suprafață și să pună la grea încercare fermierii care asigură în fagurile acestea politic și economic al Uniunii Europene ceea ce îi trebuie lumii din punct de vedere alimentar. Lucrul acesta l-am făcut cu libertatea că fac bine și facem bine pentru toți și pentru fiecare în parte. Există studii care arată că aceste tratamente nu influențează și nu afectează albinele decât dacă ele sunt pulverizate. Ori noi folosim semințele tratate, iar aceste studii spun că semințele nu pot dăuna albinelor. Este un punct de vedere. Există însă și studii care contrazic și acum va trebui să vedem ce se va întâmpla. Dacă avem această decizie a Curții de Justiție versus Belgia, sau a unui ONG versus Belgia, teoretic ar putea să nu ne afecteze absolut deloc, practic însă, Curtea se referă la neonicotinoide în general, nu specifică în ce fel se aplică neonicotinoidele, dacă sunt la semință, la sămânță sau sunt pulverizate. Deci sunt două interpretări, trebuie să așteptăm la nivelul Comisiei evaluarea serviciilor legale și abia după aceea vom ști exact ce vom face. Dar pericolul nu trece nici așa, pentru că această decizie a Curții de Justiție poate fi considerată un precedent. Și atunci ne putem aștepta de la organizații non-guvernamentale să atace pe rând fiecare stat membru pentru a-l forța, pe baza acestui precedent, să elimine neonicotinoidele. În problema glifosatului, știați, a fost prelungit, dar trebuie să așteptăm vara, pentru că va apărea opinia EFSA, și trebuie să vedem ce va spune ea. EFSA lucrează sub o presiune foarte mare din partea organizațiilor de mediu. A venit și industria producătoare cu un studiu care să arate că amenințările nu sunt chiar cum sunt prezentate de ONG-uri, dar e un război foarte dur și de asemenea și aici așteptăm niște rezultate.